Bă, vă pup băieți, sunt Kilo693. Astăzi o să vă prezint un game mode care merge fără bază de date. Puteți să vă jucați cu prietenii pe el și așa mai departe. Game modul se numește Hard Gaming V2. Nu este făcut de mine. Este făcut de o persoană acum 6-7 ani. Doar că nu mai mergea, dădea eroare un nou, nu știu să vă explic. Am adăugat eu toate căcaturile astea, MSKV, MSKP și așa, ca să vă arăt că dacă le scoatem, stați puțin. O să vă arăt că dacă le scoatem, serverul nu o să mai meargă. O să vă arăt imediat că gaming. O să vă arăt că serverul nu vine cu chestiile astea care le-am adăugat eu. Bine, așa basic. Dar după ce am adăugat ăștia, a mers. Stați așa. A mers. Acum, dacă îl pornim, serverul merge. Ok, ca să vă explic mai în detaliu, serverul nu are mafii. Are câteva bug-uri nerezolvate, dar o să vi le arăt acum pe parcursul videoclipului, ca să știți și voi ce și cum. Puteți să vă cumpărați un host la 1 euro, că sunt hosturi la 1 euro pe internet o grămadă, și să vă jucați cu prietenii dacă aveți mai mulți prieteni și vreți să vă distrați așa, să intrați pe un server așa și vreți să vă jucați decât voi și aveți admin și așa, puteți să faceți asta. Ca să adăugăm, am pus numele RPG Crowland. Dacă vreți să-l adăugați, porniți SAMP serverul ăla și scrieți aici 127.0.0.1 și o să-l găsiți. Doar că dacă o să aveți host, o să fac eu un tutorial cum să-l urci pe host și mai multe chestii. Oricum, nu e nimic complicat să-l urci pe host, sunt atâtea tutoriale pe internet, dar o să vin și eu cu un tutorial ulterior în caz de orice. Avem sistem de login. Elo 693, te-ai logat ca admin 7. O să eliminăm sunetul. Are joburi. Jobs. Facțiuni. Eu sunt lider Los Vagos, oricum nici nu merge. Nu merg warurile. Nu există waruri pe acest server. Set leader 00. Leader 01. Pe spawn 0. Duty. Așa puteți să vă faceți, de exemplu, polițist sau așa. Ce e nasol e că ai foarte puține gloanțe, dar poate o să mai lucrez eu puțin la server și o să-l facem. Aici ar trebui să apeși C sau H să se deschidă, dar nu știu ce are. O să încerc eu acum. Ca să iau o mașină să ne plimbăm să vadă mai multe chestii pe server, jet gift și ce nebunii mai are. Bă, după Tomă, go Tomă, nu prea merge, dar na. Știu că mergea sau trebuia să apeșe, nu mai știu sigur, deci da, o să dăm stats. Și o să ne uităm pe aici ce să vă mai arăt. Ok, o să dăm AH să vă arăt comenzile de la admin. Ca un start event, puteți să faceți evenimente, să vă jucați între voi. Give a gun 027 1000. Poți să dai arme la toată lumea. RP for all 1. Set admin, set name, give money. Level up all. Cum mai avem, stați așa.
Nici eu nu prea le știu în detaliu. Am jucat puțin, am pus numele rpgcrawling.ro, că era Hargaming V2, am pus oricum la fan, că o să vă schimbați voi numele, o să vă învăț cum să vă schimbați numele la server și toate cele. Voi când o să vedeți videoclipul ăsta, a durat o săptămână, deoarece am luat un strike pe canal și n-am mai putut să postez. NOS, ADD NOS, Jetcar, Respawn Car, RTC, FixV, CNN, ia CNN. Am dat un anunț, KBFV, CNN, sal. Și, da. Ce mai avem? Go to Xyz. Și aici punem ăla. Enable War nu merge. Dar Stop War merge. Aha. Ia să go to this GPS. O să mergem la dealership. Fly. Și oricum, vă zic că este un server de jucat cu prieteni, deoarece pe server faci o grămadă de bani. De exemplu, la... cum să vă spun eu? Faci o grămadă... Nu pot să cred că am murit. Faci o grămadă de bani la joburi și mașinile costă 1 leu, trebuie modificate, umblate... Trebuie să intrăm, să intrați în paună, să modificați prețurile. Nici eu nu știu dacă merge direct din joc, o să încercăm acum, o să încerc de fapt aici cu voi. O să mă duc aici la o mașină. Edit price. Edit price. 200. Da. O să punem aici 500 de lei, 5000 de lei. Și acum ia să vedem dacă s-a salvat. Nu prea. O să dau de fapt G. Da, și o să dau edit price 5000. Bine, chestiile astea o să se salveze, fiindcă cum ați văzut și voi, mi-am făcut un cont. După ce mi-am făcut contul, s-a salvat parola. N-are cum nimeni în viața asta să vă spargă parola, fiindcă nu există o bază de date. Doar dacă trimiteți game modul la cineva, o să vă arăt eu aici. Dacă intrăm în script files, avem users și aici o să scrie parola contului și dacă trimiteți game modul la cineva și după, de exemplu, intrați pe Behood și nu mai aveți cont, știți de ce? Haideți să ne ducem cu tot job 1 la jobul fermier, da? Remove câmpul. O să dau quit job, că am un job. Nu dau, nu, dau, da. Așa, ești angajat, caut o tractor. Trebuie scris mai corect. Ok. Merg cu tractorul încă 120 de secunde cu 25 de kilometri. Ok, serverul, nu știu ce să spun de el, are foarte mult mapping. El așa s-ar mișca bine. O să dau puțin HUD, dar nu are HUD. Credeam că putem să facem cumva să avem, cum să vă spun eu, să vedem FPS-urile și așa, dar poate o să lucrez puțin la el înainte să-l postez și o să mai revin cu un update. O să-l postez game modul direct așa, o să încerc eu contul de aici, ca să nu fie ceva probleme. O să-mi șterg contul, o să-mi șterg admin-ul și toate cele. Iar apoi o să-l urc și după o să mai revin cu un update. Cine știe, poate o să vă fac HUD, o să fac mafile, să meargă sistem de war-uri. Deși nu prea cred că putem să facem sistem de war-uri fără bază de date. Dar o să încercăm, de ce nu? Poate facem primul server
ok cu fără bază de date, cu sistem de war-uri și toate cele. Mai sunt joburi, sunt o grămadă de joburi pe serverul ăsta. Dacă sunteți 10 prieteni, 20, aveți ce să vă alegeți, să vă distrați, să faceți troll, să între voi și așa. Sincer, nu am testat nicio până acum jobul de fermier și sunt curios cât o să dea. Aș mai vrea să editez în prețuri. Și este foarte tare că, chit că este un server nu prea cine știe ce, sunt foarte multe chestii, sunt destule comenzi pentru un server. E cum ar fi, nu știu ce, cum să vă explic, un server din 2017-2016, nu prea multe comenzi, nu prea multe chestii, nu prea multe joburi, facțiuni. Dar prin 2017 mergeau sistemurile de ori, așa că, da. Încă 42 de secunde, cred că o să mai elimin din timerul ăsta 120 de secunde, mi se pare prea mult, să punem, nu știu, un 90, iar fi mai ok decât 120. Mai tem 30 de secunde și aia a fost. O să vă prezint oricum toate chestiile în parte, ca să vedeți și voi. O să vă arăt bug-urile și o să scriu în descriere dacă le-am rezolvat sau nu, ce-am mai rezolvat, ce-am mai adăugat eu. Sincer, o să dau credite celui care a făcut game modul, dar este foarte, foarte vechi, așa că și sunt foarte multe persoane care l-au postat și așa și, sincer, nici eu nu știu cui să-i dau credite. Ok, mergi la checkpoint-ul roșu marcat de pe mapă pentru a lua sacul de făină. Ok, ai primit așa, ședul la depozit. Nu pot să dau fly cu sacul. Ba, da. Dăm fly. Ok, au primit 1600 de lei. Bă, destul de ok. Go to job 2. Nu o să iau toate joburile în parte, fiindcă o să dureze foarte mult. Jobul de camionagiu l-am testat. Jobul de gunoi l-am testat. Haide să dăm un ăsta cu zipperul, nu. O să nu să mă lungesc cu videoclipul, că nu aș vrea să dureze foarte, foarte mult, decât să vă prezint în mare parte serverul, joburile și ce mai avem. Cred că aici te plimb cu ăsta pe hartă și am atât job 4, 5. Jobul de detectiv ca pe toate serverele, tăietor de iarbă, ăsta nu l-am văzut pe niciun server, sincer. Pare cât de cât interesant. L-am testat, merge, e super tare, o să vă placă. Muncitor de carieră l-am testat. Pescarul, da, l-am testat, dar vă trebuie o licență de barcă ca să vă duceți în larg și să pescuiți. Jobul de constructor, nici pe ăsta nu l-am văzut pe alte servere, dar aici în Start Work. Și apoi te duci să colectezi obiecte, cum ar fi, nu știu, e o cutie de aici și o lași aici și apoi 50 de lei, skill bonus. Da, 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 uitați aici e spawn-ul. Fly. Și trebuie să ai o oră jucată ca să dai jet gift. E partea nasoală, dar vă dați din bază de date, testați și voi mai multe chestii. Aici apăsăm nu, putem să luăm un mountain bike, un BMX și așa tot ce mai vrem noi. O să-l arunc. Remove CP. Băi și da, cam atât a fost cu acest episod. Dacă vreți un update la game mode, să adăugăm mai multe chestii, HUD, sistem de war-uri și cam așa. Și mai multe, depinde. Depinde de câte vizionări și like-uri facem la acest videoclip. O să vin cu un update, o să mă chinui, o să muncesc aici la serverul ăsta și o să-l postăm pe internet. Fără bază de date, bineînțeles, facem un server fără bază de date. Ceva unic în România, un server fără bază de date. Practic, dacă n-ar avea bază de date, ar și avea mai puține resurse și s-ar mișca mai bine. Și da, vă pup, eu am fost Kiro693 și ne auzim la un următor videoclip. Salut!